Am revenit alături de invitatul jurnalului. În această seară alături de noi este doamna Liliana Nichita, directorul Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Aș dori să începem discuția din această seară cu evenimentele care au avut loc în această săptămână la Iași, chiar și în această dimineață, dar și zilele trecute. Despre ce este vorba? Să le povestim telespectatorilor. În ultimele zile la Iași a avut loc o determinare a analizei compoziției deșeurilor municipale. Da. Eveniment la care au participat mai mulți constituenți. În primul rând, colegii de la Iași sunt cei care au organizat, dar am avut invitați și alți colegi din țară, din alte ADI-uri. De asemenea, a fost prezentă asociația OIREP și cu câțiva dintre membrii lor și am avut și un reprezentant al Returo. Da. Practic, ce ne-am dorit de la această analiză, am dorit să identificăm care este structura deșeurilor, plecând și de la faptul că avem acum în operare un sistem de garanție returnare care funcționează de mai mult de 4 luni. Am vrut să vedem care este cantitatea de deșeuri de ambalaje din categoria SGR care rămân în sistemul public. Și de ce ne interesează acest lucru? Pentru că aceste costuri de gestionare a deșeurilor de ambalaje SGR trebuie să fie acoperite de către operatorul de sistem, de către Returo. Noi încă le găsim în sistemul nostru, ceea ce vine cu presiune pe costurile noastre a serviciului public. Și pentru a găsi calea de colaborare, în primul rând trebuie să mergem cu cifre, cu date concrete, motiv pentru care a avut loc această determinare. Și ce s-a descoperit? Avem niște cifre după analiză? La acest moment avem date preliminare, nu avem o prelucrare a datelor, pentru că această analiză se face prin metoda eșantionării, apoi datele trebuie prelucrate, dar ce pot să vă spun efectiv din rezultatul acestor 2 zile în care am stat la Țuțora și practic am separat deșeuri venite din mai multe localități din județ, din municipiu, din mediul rural, din periurban, am identificat o cantitate destul de importantă de deșeuri de ambalaje marcate cu simbolul SGR care încă rămân în sistemul public. De asemenea, ambalaje care nu poartă simbolul SGR, dar care sunt cumva ambalaje istorice, am spune noi, și care sunt în pubelele de colectare separată. Există încă o cantitate nu foarte mare, dar mai avem deșeu reciclabil care rămâne în deșeu rezidual, motiv pentru care pierdem, să zicem așa, o parte din fracția reciclabilă care este valoroasă prin contaminare. Asta înseamnă că și aceste campanii de conștientizare a populației să separe corect deșeurile la sursă trebuie să continue. Iar în continuare, după prelucrarea rezultatelor și toate acele ponderări care se fac pentru a avea cifre corecte, ne vom îndrepta către autorități, să deschidem dialogul și să vedem care este calea de îndreptare a situației actuale. Presupune cu siguranță și modificare legislativă, astfel încât fiecare dintre actorii care se găsesc astăzi în piață în acest domeniu al gestionării deșeurilor, a deșeurilor reciclabile și în particular a deșeurilor de ambalaje, să poată să-și facă cât mai bine treaba așa cum e prevăzut în legislație. Care este situația, comparativ, cum era înainte de a începe acest program de garanție returnare și acum la 4 luni după ce a fost implementat proiectul? Din ceea ce am discutat cu colegii mei din țară, da, nu numai cu colegii de la Iași, la acest moment cantitățile nu au scăzut în sistemul public și, de fapt, o dovadă foarte clară este la acest moment nu avem cantități impresionante în sistemul de colectare, garanție, returnare, dar cantitățile sunt în creștere
Ce vreau să spun, aceasta este o poză a momentului. Noi ne așteptăm ca în 3 luni lucrurile să se schimbe, să evolueze și să avem din ce în ce mai puține deșeuri din această categorie în sistemul public, iar ele să migreze în sistemul SGR, acolo unde le este locul. Practic, așa cum vă spuneam, comparativ anul trecut și acest an în luni comparabile, situația nu este modificată, dar ne așteptăm la o modificare în următoarea perioadă. Ați putea să-mi spuneți care este situația și pe Iași? Este cam aceeași? Cam aceeași, da. Cam aceeași. Am discutat cu colegii mei și, de fapt, de ce a fost inițiată această determinare la Iași, tocmai pentru că așteptările erau ca aceste cantități să scadă și nu s-a întâmplat. Și atunci am vrut să vedem ce se întâmplă, ce avem de fapt în deșeu și să vedem ce măsuri trebuie să luăm ca să îndreptăm situația. Pentru că ce trebuie spus este că impactul pe costuri este important și de asemenea faptul că noi facem niște cheltuieli care trebuie să fie acoperite de cineva și cineva este de fapt producătorul la capătul lanțului, indiferent că vorbim de sistemul Returo sau că vorbim de sistemul răspundere extinsă a producătorului. Și care ar fi soluția pentru a-i determina pe oameni să recicleze? Eu cred că sunt 2 căi, aș zice chiar 3. Da. Prima dintre ele o reprezintă proximitatea. Asta este valabil oriunde în lume, nu numai în România. Deci sistemul de colectare sau recipientele de colectare trebuie să fie cât mai aproape de casă, astfel încât să fie convenabil pentru fiecare să separe deșeurile la sursă. Apoi este informarea. Oamenii trebuie să știe ce să facă, ce, unde să pună și de ce. E foarte important să le spunem și de ce. Și a treia măsură o reprezintă coerciția. Sistemul de plată. Iată, sistemul garanție returnare vine cu recompensă. De fapt, e ori plată, ori recompensă. Dacă ai plătit acea garanție de 50 de bani și nu ți-o recuperezi, te pedepsești singur, da? Corect. Rămâi fără 50 de bani. Da. Dar cam acestea 3 instrumente sunt cele care funcționează. Și totuși, îți spuneați de acest proiect de garanție returnare, funcționează de 4 luni, dar nu cum v-ați fi așteptat. N-aș spune că nu cum m-am așteptat, okay. Pentru că orice sistem are nevoie de o perioadă de acomodare, de o perioadă de creștere. Da. Sincer, eu nu mă așteptam să meargă mai bine decât merge, pentru că există o inerție, există un proces cumva, să zicem, întârziat și pleacă decalaj, de la decalajul, de la punerea pe piață a unui ambalaj marcat SGR până la consum și apoi la retur. Deci, zic eu, 3 luni în cazul băuturilor răcoritoare a apei. Acum vine vara, deja berea o să fie toată marcată SGR, probabil se vor întoarce mult mai repede în sistem. Dar avem și băuturi spiritoase, avem vinul în sistem, la care eu știu, perioada de consum de la îmbuteliere, vânzare e un pic mai lungă. Da. De aceea vom asista la o creștere accelerată, deja vedem de la lună la lună că acele procente cresc și cred eu după 6 luni putem să analizăm, poate chiar nouă, și atunci să tragem o linie și să spunem da, funcționează bine, funcționează foarte bine sau avem probleme și trebuie să găsim soluții. Care credeți că este, nu știu, grupul, da, de oameni în societate cărora le este mai greu, da, să recicleze, să privească această problemă a deșeurilor? Nu cred că există o categorie. Eu cred că până la urmă, important e să creezi sistemul și indiferent de, eu știu, de locuință, de modul de locuire, să zicem, la bloc, la casă sau în mediul rural, în mediul urban, ar trebui să aibă același comportament dacă li se pun la dispoziție aceleași informații
aceeași infrastructură sau posibilitate de colectare separată. Nu cred că e diferență între noi. Există doar bunăvoință și reavoință, iar aici nu cred că putem să împărțim oamenii. Așa este. Aveți cumva, nu știu, întreb o statistică, da? Dacă cele mai mari probleme cu deșeurile sunt în mediul urban sau în mediul rural? Aș zice în mediul urban aglomerat, pentru că acolo sunt comunități foarte mari, se pierde individualitatea, nu există poate acea conștiință, da, mă vede vecinul, vede operatorul, salubristul când vine și se uită în container, zice, a, nu e bun, îți pun un semn, n-ai făcut ce trebuie. În mediul urban, acolo unde suntem cu toții la un loc, poate această conștiință e mai redusă. Așa este. E un pic mai complicat. Da. Dar nu înseamnă că nu se face și în mediul urban, doar că, da, acolo e un pic mai complicat. Sunt sancțiuni pentru cei care nu... În legislație, da. Da. Și care ar fi cea mai mare sancțiune pentru cei care nu reciclează cum trebuie? De fapt, vorbim de niște modificări legislative care au fost aduse prin legea 101, în legea 101, legea salubrizării. Și acolo se spune, plătești de două ori dacă nu faci, sau da, dacă faci incorrect sau nu faci. Iar dacă nu ai contract semnat, pentru că avem și situații de genul ăsta în multe locuri, da? Acolo autoritatea locală poate să-ți impună o taxă care este de trei ori mai mare decât tariful pe care îl plătește un cetățean de bună credință, care își plătește serviciul de salubrizare și care participă la sistem. Da. Deci există în legislație, există astfel de prevederi. Și credeți că ar trebui năsprite dacă oamenii nu respectă? Eu zic, hai să le aplicăm pe astea deocamdată, da, și după aia să năsprim. Dar prima condiție este să creezi un cadru pentru cetățeni, să creezi toate pârghile, toate condițiile și, cum spuneam, apoi să comunici. Și e pe modelul, nu știi, te învăți, nu vrei, te oblig, da? Da. Și atunci, abia ultima ar trebui să fie coerciția. Aș dori să încercăm să le spunem spre finalul discuției noastre telespectatorilor cât de important este să reciclăm și să conștientizăm că până la urmă și viața noastră este în joc, sănătatea noastră. A zis că mai avem puțin, nu? Deci da, nu prea mai avem puțin, timp. Da. Deci va trebui să concentrez, da, mesajul. Da. Dincolo de faptul că deșeurile sunt o resursă și ele sunt o resursă care poate să fie valorificată numai dacă sunt separate la sursă, prin amestecarea lor și aruncarea la un loc, să zicem, creează probleme în toți factorii de mediu. Poluare, de asemenea, vin cu niște costuri asociate care sunt foarte importante. În, așa, per total, separarea la sursă este, să zicem, responsabilitatea cetățeanului, apoi, din punctul acela, restul este treaba sistemului, a celor care se ocupă de sistem, a celor care transportă separat deșeurile, a celor care le sortează și le trimit mai departe la reciclare. Este important că nu ne mai acoperim terenurile cu deșeuri, nu mai avem emisii de gaze cu efect de seră, pentru că e un lucru important să știm, se emite metan, un gaz cu efect de seră, din depozitele de deșeuri. Deci există multe, cum să zic, moduri în care putem multe moduri stopa, în care da, putem, dar mai ales multe motive pentru care ar trebui să facem lucrurile așa cum trebuie. Nu e doar o modă, nu e doar un îndemn al ecologiștilor,
este până la urmă o decizie și ar trebui să fie o decizie a fiecăruia dintre noi. Tot timpul auzim lucrul acesta că orașele, da, orașele mari sunt poluate și poate fi, pot fi diferite motive, fie traficul, nu știu, fie praful, da, sunt mai multe motive. Dar iată că și gunoaiele, da, sunt un motiv important pentru poluare și pentru a ajuta aerul, da, pe care îl respirăm, stă practic decizia în mâinile noastre să reciclăm așa cum trebuie. Aerul, apele din jurul nostru, terenurile, ne-ar plăcea să ieșim în afara orașului și să vedem câmpurile verzi și nu tot felul de deșeuri aruncate prin natură. Da, stă în puterea noastră, dar a fiecăruia dintre noi. Așa este. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru că știm că timpul este limitat și vă dorim succes în proiectele pe care doriți să le desfășurați mai departe în viitor. Mulțumesc foarte mult! Iată, dragilor, avem nevoie să conștientizăm, da, că poluarea vine și din această parte de colectare a deșeurilor și de reciclare așa cum trebuie. Eu sunt Gabriela Rusu, vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare, toate cele bune!